Дмитрий Гвиндадзе, добро пожаловать на Европа Либера. În acest an, Berdu a investit o sumă record în Republica Moldova, ați pornit multe proiecte, ați elaborat o strategie nouă de țară. Ce înseamnă asta? Ce semnal este asta pentru cetățean? I think this signals our commitment. Aceasta semnifică angajamentul nostru ferm față de Republica Moldova, țară importantă de operațiuni a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Avem un oficiu mare aici, 16 angajați. Aceasta este o abordare de lucru în teren care ne permite să lucrăm atât cu sectorul public cât și cu sectorul privat. În sectorul public avem diferite proiecte de infrastructură în domeniul transporturilor, logistică, eficiența energetică, diferite proiecte la nivel municipal. Și în sectorul privat este vorba despre finanțare directă a companiilor comerciale viabile și transformarea sectorului bancar. Am auzit în 2015 bancheri care ziceau că n-ar sugera investitorilor să vină în Republica Moldova. E vorba despre directorul de la Mobias Bank care zicea asta atunci. În acest moment, ați sugera investitorilor să vină în Republica Moldova? Absolutely, and we already see the foreign investors coming. Absolut, deja vedem investitori străini care doresc să vină să investească în sectorul bancar al Moldovei. Este vorba despre Banca Română, Banca Transilvania, care urmează să achiziționeze acțiuni în cadrul Victoria Bank, ceea ce ne va da nouă posibilități să lucrăm cu Victoria Bank. And we are planning to progress further. Și aceasta înseamnă pentru noi un progres, ceea ce este foarte important, pentru că la moment BERD poate colabora doar cu câteva bănci, ceea ce reprezintă o cincime din sectorul bancar al Moldovei. În același timp, două treimi din sectorul bancar se află sub supraveghere specială sau administrație specială a Băncii Naționale a Moldovei. De aceea, noi intenționăm să schimbăm această stare de lucruri prin noi investitori în sectorul bancar. Ați spus totuși că recomandați cu încredere să vină investitori, dar ce anume s-a întâmplat în sectorul bancar că aveți atâta încredere? O cerință de bază era ca să cunoaștem acționarii băncilor. Nu prea îi cunoaștem deocamdată, cel puțin în cele mai mari bănci, sau poate nu știm noi, ne scapă nouă jurnaliștilor. Ce anume substanțial s-a întâmplat în sectorul bancar că inspiră mai mare încredere? Well, if you look at the... Moldova are un program cu Fondul Monetar Internațional și unul din elementele de bază ale acestui program este transformarea sectorului bancar. Aici, anume pentru transformarea sectorului bancar, BERD colaborează foarte intens cu FMI pentru a produce această schimbare pozitivă. I think there has been a progress in terms of improving the legal framework. S-au realizat multe progrese în ceea ce ține de adoptarea cadrului legislativ corespunzător care stă la baza funcționării corespunzătoare sistemului bancar, și aici FMI a întreprins foarte multe eforturi pentru a asigura acest lucru. Pe de altă parte, noi colaborăm cu parteneri internaționali, cu guvernul, cu echipa excelentă de la Banca Națională a Moldovei pentru a asigura transparența și bună guvernare în sectorul bancar, și vom asigura această transparență și bună guvernare vor fi puse în aplicare inclusiv în Victoria Bank cu susținerea unui nou acționar. De aceea eu văd progrese semnificative. Odată ce aceste oportunități în sistemul bancar vor fi puse la dispoziție, vor veni companii financiare în care se va putea investi, și atunci BERD va putea să facă afaceri, va putea să ofere finanțarea sa, inclusiv prin sprijin bazat pe granturi care este oferit din cadrul Uniunii Europene. De aceea mai multă lume va putea să beneficieze de aceste rezultate. Dacă v-aș ruga să dați acum o apreciere, sectorul bancar s-a curățat deja, începe să se curețe, suntem undeva pe la mijloc, ce ați spune? Dacă vorbim despre situația actuală, nu pot să zic că am depășit impasul în care eram. S-au înregistrat progrese semnificative. A fost adoptat cadrul legal care stă la baza pentru a atrage investitori cu reputație bună, dar în același timp vedem în alte bănci se întâmplă lucruri că acțiunile au fost anulate, după care au fost expuse spre vânzare, și în continuare se caută un investitor
investitor pentru a le achiziționa. În același timp, dacă aveam aproape o doime sau mai mult de o doime de bănci sub supravegherea specială a BNM, nu putem vorbi despre o stabilitate și o normalizare a situației în sistemul bancar, deși lucrurile progresează spre bine. Să vorbim acum despre tranzacția la care v-ați referit, Banca Transilvania și venirea ei. Uitați-vă, BRD a încercat în 2015 să devină acționar majoritar la Victoria Bank, dar a fost atunci blocată de autorități. Anul trecut v-ați majorat totuși participațiunea până la 27%, dacă nu greșesc, în această bancă. Acum, iată, va veni Banca Transilvania și o să guvernați împreună Victoria Bank, Banca Transilvania, care de fapt parcă era interesată de o altă instituție bancară, Moldincom Bank. Aș vrea să ne explicați un pic ca să înțelegem ce anume s-a întâmplat, ce înseamnă asta. Look, we have a very long history and it is a difficult history. Da, este o istorie mai îndelungată. Într-adevăr, BRD și-a sporit participația în Victoria Bank de la 15 la 27,5% în anul 2015. Aceasta a fost o investiție de defensivă, așa, pentru că noi consideram că Victoria Bank este o bancă solidă, de aceea insistam să ne menținem participația în această bancă. În același timp, eu nu știu dacă Banca Transilvania a explorat și alte oportunități de investiții. Eu cred că aceasta este o întrebare pe care trebuie să le-o adresați lor. Ceea ce cunosc eu este că Banca Transilvania a devenit interesată în Victoria Bank și știind deja că BRD face parte din această bancă, noi am salutat de partea noastră intrarea acestui investitor în Victoria Bank. Deoarece BRD nu se interesează atât de mult în astfel de investiții. Noi, de fapt, am vrut ca în această bancă să vină un investitor strategic, cu adevărat, care ar putea să conceptualizeze această abordare și să fie orientată către business și să elaboreze aceste servicii, să dezvolte serviciile atât pe partea corporativă, cât și serviciile cu amănunt. În Republica Moldova, ca și în alte țări, de fapt, scopul nostru nu este să gestionăm băncile. Scopul nostru este să atragem investitori buni care să poată să gestioneze băncile și să modernizeze banca în care au venit. Și acesta este scopul nostru final pentru Moldova. În acest caz, ar putea să vă îngrijoreze ce spune lumea despre celelalte două bănci, pentru că cu siguranță ați văzut, unii experți de la noi cred că, de fapt, prin această tranzacție, acționarul, acea firmă cipriotă care deține cota mare de acțiuni care se vinde acum în Victoria Bank, ar vrea cu bani curați, iată, obținuți în schimbul acestor acțiuni, să intre, de fapt, în celelalte două bănci, Moldincom Bank și Acroim Bank. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre asta. Eu nu aș merge chiar atât de departe. Eu aș zice așa, un investitor bun când intră în țară se face o analiză juridică minuțioasă a acestui investitor. Iar faptul că BRD este deja acționar în această bancă îi asigură un grad de confort acestui nou investitor. Dacă dumneavoastră vorbeați despre veniturile acumulate în urma tranzacției de vânzare a acțiunilor din cadrul Victoria Bank, aceasta este o tranzacție între un vânzător și un cumpărător. În momentul în care vânzătorul propune un preț, cumpărătorul acceptă acest preț, se face tranzacția și aceasta este sfârșitul. În momentul în care cumpărătorul a achiziționat acțiunile, el deja preia conducerea în bancă și aceasta înseamnă, de fapt, modernizarea instituției financiare. Eu aș vrea să ne uităm la lucruri din această perspectivă. În cazul în care vânzătorul, vreau să subliniez, aici este important, atunci când se face tranzacție de vânzare, este importantă funcția de supraveghere a băncii naționale. De aceea această funcție este de fapt interesul major a Fondului Monetar Internațional. Aici sunt câțiva piloni cheie care reglementează sectorul financiar și eu cred că istoria aceasta a fost un pic tumultoasă și eu cred că trebuie să tragem o linie și să ne gândim de acum înainte cum ar trebui să se întâmple lucrurile. Absolut toți investitorii venind aici trebuie să fie investitori curați, bine verificați, ca ei să fie transparenți în momentul în care vin aici și vor să facă o investiție strategică sau financiară. Ei trebuie să fie transparenți și să aibă o viziune referitor la această schimbare pozitivă pe care vor să o aducă. Să vorbim acum despre proiectele
Bird și, începe cu unul care, dacă nu greșesc, nu va avea loc. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați, dar parcă era semnat un acord de finanțare legat de continuarea gazoductului Iași-Chișinău și la un moment dat autoritățile de la Chișinău, dacă nu greșesc, au și ratificat acordul, iar după asta s-au răzgândit și s-au gândit să facă altceva, să cu acest proiect, să mai întâi firma care gestionează acest gazoduct să fie privatizată. Cum vă uitați dumneavoastră sau ați putea să ne explicați un pic ce a fost asta? Well, if you look at our country strategy. Eu aș vrea să vă propun să ne uităm la strategia de țară, strategia anterioară, dar și strategia care a fost adoptată recent în noiembrie pentru perioada 2017-2022. Dacă ne uităm la securitatea energetică, aceasta este foarte importantă și stă la baza strategiei de țară. Este vorba despre siguranța aprovizionărilor cu energie electrică și gaz natural. Noi știm că pentru a asigura securitatea energetică trebuie să asigurăm diversificarea aprovizionărilor. Deci aceste două proiecte, aprovizionarea cu gaz natural și aprovizionarea cu energie electrică, într-adevăr au fost semnate, dar semnate ca proiecte de stat cu Ministerul Finanțelor ca beneficiar, pentru că sunt proiecte de infrastructură publică, respectiv finanțare pentru astfel de proiecte este mult mai ieftină decât comparativ cu finanțarea acordată a unor parteneri privați sau entități private. Respectiv, noi căutând posibilități de a asigura finanțare mai ieftină, inclusiv prin granturi, am reușit, deci în cazul proiectului gazoductului Ungheni-Chișinău, s-a asigurat un grant din partea Uniunii Europene de 10 milioane, iar proiectul pe interconexiunile electrice în valoare de 270 milioane au fost asigurate cu un grant în valoare de 40 milioane din partea Uniunii Europene. De aceea noi, având aceste proiecte semnate cu statul, vroiam anume să asigurăm finanțare mai ieftină. În cazul gazoductului Ungheni-Chișinău sunt discuții referitor la identificarea unei soluții în parteneriat cu sectorul privat. Noi suntem gata inclusiv și pentru astfel de soluții, pentru că până la urmă scopul nostru este să asigurăm restructurarea sectorului prin implementarea reformelor, prin îmbunătățirea infrastructurii și asigurarea unei combinații, să zic, de fonduri care ar fi eficiente și în acest sens este foarte important ca autoritățile să încerce să atingă acest obiectiv, având în vedere de asemenea cheltuielile care ulterior urmează să fie reflectate în tarife până la urmă pentru cetățeni, respectiv trebuie luat în considerație aspectul ăsta de cât de mult își vor putea permite ulterior cetățenii să achiziționeze sau să plătească pentru gazele furnizate. Și dacă acest obiectiv se atinge fie prin colaborare cu o entitate privată sau prin intermediul unui parteneriat public-privat, dar aceleași scopuri se ating, atunci noi suntem gata fie să facem un pas într-o parte, fie să explorăm opțiunea ajustată și să vedem dacă e nevoie, e mai nevoie de altă finanțare sau nu, mai e nevoie de implicarea noastră sau nu. Noi în continuare rămânem în joc să vedem care vor fi aceste soluții care vor fi găsite. In other words, Moldova is a sovereign state with its own sovereign. Moldova fiind un stat suveran și are prioritățile sale suverane, Moldova are discuții, poartă discuții cu România, dar și cu alte părți interesate și în cazul în care se va găsi o soluție de bază privată, atunci este ok și atunci va trebui să luăm noi decizia. Deocamdată mie îmi vine greu să spun pentru că eu nu am fost cumva abordat de guvern pentru a discuta acest subiect, deocamdată. Deci eu am greșit când am zis un proiect care probabil nu va avea loc, încă nu este clar. S-ar putea să aibă loc, s-ar putea să nu aibă. Da, absolut, ar putea să aibă loc, încă noi urmează să vedem poziția guvernului în acest sens. Noi avem experiență de a colabora foarte bine cu guvernul și inclusiv cu echipa pe energetică. Astăzi a fost încheiat acordul între BERD, BEI, Banca Mondială și guvernul în valoare 270 milioane de euro. Este un proiect, un pachet energetic foarte important. Aceasta înseamnă că este și capacitatea și bunăvoință de a duce până la capăt aceste eforturi. În același timp,
timp, dacă va fi cadru, un cadru pozitiv, urmează să vedem care este contextul și care este și să ne ajustăm în cazul în care e relevant, dacă putem. Dacă nu vom putea, atunci noi vom spune că nu, noi nu putem să participăm în acest proiect, dar toate opțiunile pot fi discutate, noi suntem flexibili și nimic nu este bătut în cuie. Printre celelalte proiecte, v-aș întreba dacă aveți probleme cu vreunul și pe care le remarcați ca fiind, nu știu, prioritare pentru instituția noastră. Well, I think we have De fapt, noi avem câteva priorități cheie în această țară și puteți să le identificați inclusiv din strategia de țară care este disponibilă pe site-ul nostru, dar eu voi încerca să vă dau un răspuns concis. Priority number one, as I said, is the banking sector. That's prioritatea numărul unu este sectorul bancar și aici este vorba despre efectuarea investițiilor comune cu un investitor cu reputație, investițiile făcute în baza regulilor noastre și investiții în bănci comerciale viabile. Vehicles for our credit lines. The second priority. Prioritatea numărul 2 este sectorul energetic și am vorbit despre securitatea energetică, despre eficiența resurselor energetice, despre generarea acestor resurse energetice, dar și resursele energetice regenerabile. Și prioritatea numărul 3 este infrastructura drumurilor, logistică municipală și de mediu ambient. Și prioritatea numărul 4 este foarte importantă, este vorba despre finanțare directă, nu finanțarea la care m-am referit în prioritatea numărul 1 prin băncile comerciale viabile, dar finanțarea directă oferită companiilor comerciale viabile. Deocamdată, principalul punct complicat, moment complicat, a fost capacitatea de implementare în sectorul drumurilor. Pentru că această capacitate de implementare a fost, de fapt, blocată, a fost ținută ostatică circumstanțelor politice, celor dificultăți politice care au avut loc în anul 2014-2015. Multe proiecte în domeniul drumurilor au fost blocate, respectiv s-au confruntat cu probleme care astăzi noi încercăm să le depășim implementând proiectul pe drumuri, pentru că sunt pentru aceste proiecturi pe infrastructura rutieră au fost alocate 10 milioane dolari SUA pentru sectorul rutier în general și eu vreau să ajungem la momentul când acei bani care se află pe conturile din Londra și de aceea noi împreună cu BERD, împreună cu autoritățile întreprind eforturi, ca acești bani acolo din Londra să fie aduși aici și să fie investiți în beneficiul populației din țară. Mulțumim! Mulțumesc!